Evident că plecarea lui Cheryl Cole din X Factor într-un timp record încă mai e un mister. Și era normal să apară fel și fel de variante, una mai urâtă ca alta. Apropiația echipei de producție susțin că Cheryl a fost delăsătoară și mereu negativistă și în loc să meargă la premiile Grammy sau la Billboard Music Awards și să se promoveze astfel pe piața americană, ea a preferat să stea închisă în camera de hotel, mâncând biscuiți digestiv și gândindu-se la fostul soț pe care clar că încă îl mai iubește. A refuzat un stilist și lecții de dicție, iar apoi a apărut în prima zi de filmări într-o rochie oribilă și un accent de neînțeles. Alții le învinuiesc pe Simon Cowell pentru faptul că nu și-a dat seama că, având două fete jucăușe lângă el, adică pe Cheryl Cole și Paula Abdul, n-ar fi funcționat niciodată ca un juriu puternic. Iar acum Cheryl a rămas pe din afară și din jurul X Factor Marea Britanie, locul ei fiind ocupat de Kelly Rowland.